de campus, 600 de ale, să iau picioarele goale. Asta e de care popor, dar... Un conducător auto de 76 de ani din municipiul Buzău a condus autovehiculul pe DN285 din direcția Ulmeni către Buzău, nu a adaptat viteza la carosabilul acoperit cu apă, a pierdut controlul asupra volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din accident au rezultat două victime care au fost transportate la Spitalul Județean.